Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Băieții are real, the guys are real. Bună dimineața! Dar ce zice dânsii care cântă? Chici, cine s-a întors, bre? Ia, bre, cine s-a întors? Ce să faci? Mamă, ce vacanță a fost, exact așa cum anticipam. M-am străduit o săptămână și un pic să mă trezesc și eu la 8 dimineața. În sfârșit, 8 jumate și de 2-3 zile reușesc ca să mă trezesc în dimineața asta. Serios? La 4, este încântător. Eu m-am trezit perfect în dimineața asta, la 5 și jumătate. Da. N-am avut nicio emoție. Niciun snuz, nimic? Niciun nimic. Da. Au fost și știri. N-am auzit, cred că, alarmele de la 5, da. Au fost și știri grozave. Chiar mi-a părut rău pe aici, pe acolo, când aveam emisiune. Nu știu, da, au fost câteva. Mamă, zic, dacă am fi fost la radio acum. Adică cele mai tari, am două, mi se par foarte, foarte tari. Și cred că ar trebui să și votăm. Care dintre ele este știrea începutului de an? Una ar fi aia cu cei doi români cetățeni care împingeau mașina pe autostradă în Germania, rupți de beți, praf. Și, mă rog, au crezut că medicul venit să-i testeze pentru alcool, să-i vaccineze. S-au speriat foarte tare. Înțeleg că au sărit la bătaie. Deci asta e una. Cealaltă, 15.000 de locuitori din Motru, fără încălzire, un preot a fost chemat să sfințească locul avariei. Mie mi se pare că a doua e mult mai tare. Deci, dacă vreți să votați, alegeți deci ori românii matoi a doua și feriți de vaccin pe autostradă. Ori bețivii, ori sfințirea. Bețivii, da, ori bețivii, mai deci votați. Bețivii sau sfințirea. Da. Ce vi s-a părut cea mai tare știre din zilele astea? 0728-3132. Deci trotilații sau sfințirea. Asta ar fi și, mă rog, la prima, ca să dăm și detaliile pentru cine nu știe, e vorba de un incident petrecut în prima zi a anului pe autostradă nemțească, deci pe 1 ianuarie. Deci ce înseamnă să ai autostrăzi? Se întâmplă destul. Exact. Mai mulți șoferi care treceau au observat doi bărbați care împingeau mașinile pe drum și au sunat la poliție. A venit un echipaj, patrulul a observat că cei doi erau, citez, puternic alcoolizați. E ceva cu ei, bă, ăia, cum văd ceva cu una pe telefon și sună la poliție, mă. Da. E incredibil. Așa ceva? Da. Băi, da, bun, hai că vă povestesc. Bun, inițial cei doi domni au dat vina unul pe celălalt, tu ești șoferul, ba tu. Că polițiștii au venit și i-au întrebat. Virzi, cum e, mă? N-are germana la el azi. Da, nu prea, mai exact. Doar filosofia. Și, mă rog, niciunul n-a putut arăta vreun permis. Deci au întrebat care e șoferul, ăștia au zis batu, bine, permis n-avem. Permisen? Deci, Cangi. Și polițiștii au chemat și o echipă medicală pentru recoltare de sânge. A venit medicul, mamă, când au văzut tăia seringa, s-au panicat foarte tare. Era o derupție când au zis că vor fi vaccinați cu forța. Da. Deci, băi, asta e, românii noștri erau încă o dată praf, muci, pe autostradă, fără permise, dar ei se temeau să nu pățească ceva rău de la vaccin. Logica. Da. Bun. Și între timp, la Motru... Păi dacă ai rămâi pe viață. O viață în timp ce așa pe autostradă... Trei generații nu mai faci copii, pățești multe. Da, între timp, la Motru, sistemul de termoficare și la Motru pârâie din toate încheieturile. Mulți ascultători înțeleg ce înseamnă asta. Da, că de ce să investească administrația locală în servicii pentru cetățeni? Mai bine pune panseluțe sau ceva, deci avarie. Auzi, dar luminițe au avut? Nu știe cineva dacă Motru a avut luminițe, măcar atât. Deci pentru motrueni, vrea, dacă se poate, mesaje de la motrueni și motruence, ați avut luminițe Motru anul ăsta? Da, chiar dacă erau de anul trecut sau de acum 15 ani, nu contează, erau luminițe. Da, spuneți-ne, vă rog, dragi motroeni sau motroence, dacă ați avut luminițe, dacă panseluțe sunt și dacă s-a reparat avaria, pentru că, greu de identificat, greu de reparat, cineva a venit cu soluția să chemăm inginerii. Na, ce să caute inginerii aici? Au chemat un preot, un popă. Popa să alunge duhurile rele de pe țevi. Că de-aia se strică țevile, că e ceva blestem. Înțelegi? S-a răstit la duh? Luca e, da? Să știi? Se întâmplă. Eu sunt obișnuit că la fotbal se mai cheamă preotul să sfințească o poartă, să... Când nu merge treaba deloc... De-aia luăm noi gol, mă, nu că ne suntem noi proști. Exact. Că e ceva blestem pe poartă, nu? Se poate întâmpla. Dar de-aia s-a stricat țeava aici de termoficare. Nu pentru că n-am mai schimbat-o, logic, n-am mai reparat-o, n-am mai locuit-o de 40 de ani. E ceva, e un blestem aici, nu știu, e ceva. Ai cu preotul, a venit preotul. Cred că ai și tu blestem la tine la loc. Când îți mai pică... Se întâmplă. Da.
Am vrut să... Ce vrei, mesaje? Da. Ce e nenorocire, e cam egalitate. Egalite? Așa. Sfințire, ambele. Sfințirea trotilații, drojdierii. Sfințirea. Sfințirea Ștefan. Drojdierii. Clar sfințirea. De departe, băi, cea mai tare e sfințirea. Da, sfințirea. Adevărul că, băi, într-un fel asta descrie, din păcate, foarte bine o bună parte din România, știi? Vezi tu că asta e o știre la care nu te-ai fi gândit că se poate întâmpla așa ceva, da, dar în același timp, preotul și, da, e primul la care te gândești când ai un necaz. Da. Preotul, băi, în fond ce, dacă ești solicitat, te duci. Nu este vina preotului. Preotul și-a făcut treaba, el a fost chemat la sfințire, a venit la sfințit, a plecat mai departe. Dar mă gândesc la aia care l-a chemat. Acum nu mai recunoaște nimeni, știi? Că, dar cine a chemat preotul? S-a avut, nimeni n-a vrut să recunoască că a chemat preotul acolo, dar s-a făcut sfeștanie, tot ce trebuie, au apărut fotografii, știți foarte bine. Dar, știi, asta zic. Cine Dumnezeului din administrația respectivă, asta, de asta spun că asta descrie într-o anumită măsură România. Bă, trebuie să-ți faci treaba, ocupă-te, ai fonduri publice, ocupă-te să întreții ceva, să funcționeze. S-a ocupat. Avem vești... S-a ocupat și de acum o să funcționeze. Da. Să avem vezi din Motru, ia, te rog, de la zi. Adrian. Care este așa, că în primul rând s-a rezolvat situația de la UATA Motru. S-a zis că o să meargă... Vezi, mă, că a mers. Nu s-a sfințit în van. Și da, au fost luminițe așa cum nu au fost în ultimii 30 de ani. Păi asta e. Bine. Deci cred că părintele a sfințit așa ca lumea că le-au venit și lumini. Adică au asta a avut și beneficii. A fost pe lumina. Să fie lumina. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.